momentele care ne-au mai rămas până la ora rânduită pentru încheiere, aș vrea, dragii mei, să ne petrecem în continuare lângă Cuvântul lui Dumnezeu. Pasajul citit în seara aceasta așează în fața ochilor noștri unul dintre cele mai importante personaje din istoria veche a poporului evreu. Din cele 50 de capitole câte numără Cartea Genesei, 25 vorbesc direct sau indirect despre el. Pe de altă parte, atunci când Dumnezeu s-a descoperit lui Moise în Madian, i-a spus că e Dumnezeul părinților, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. În vremea în care Domnul Iisus locuia în trup pe pământul acesta, El a confirmat că Iacov este unul dintre cetățenii de bază a împărăției cerului. Evanghelia după Matei, capitolul 8, versetul 11, Domnul Iisus le spunea ascultătorilor lui de atunci că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă în împărăția lui Dumnezeu, cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. În seara aceasta aș vrea să vă spun că mă bucur din toată inima să cred că printre aceia mulți veniți de departe, ne numărăm și noi. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. E mare onoare lucrul acesta. Și e pentru noi. Să ne purtăm în chip vrednic de această chemare. Domnul să ne ajute la toți. Amin. Amin. Nu cred că fratele Sorin se va supăra pe mine dacă am să fac o corectare. Biblia spune despre Iacov că în prima parte a vieții lui era un om liniștit. Numai este o problemă, să știți, cu oamenii liniștiți. La noi în sat se spunea, pisica blândă zgârie rău. Iacov era un om liniștit, dar i-a făcut câteva false, una tatălui său, una fratelui său, și lucrurile acestea sunt consemnate pe pagina Bibliei. Sunt lucruri pe care un om cu teamă de Dumnezeu nu le-ar face nici părinților, nici fraților lui. Și totuși, dintr-un asemenea om, Dumnezeu a ales să facă unealta lui pentru împlinirea unei promisiuni pe care a făcut-o mai demult lui Avraam. Nimeni nu l-ar fi putut schimba pe bărbatul acesta așa cum a făcut-o Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are metodele Lui și are momentele cele mai potrivite pentru a se ocupa de noi. Pe unii dintre noi Dumnezeu ne schimbă dintr-o dată. Ne trece printr-o experiență din acelea care ne schimbă toate setting-urile vieții. Și de-a doua zi suntem o făptură așa de transformată încât cei din jurul nostru se uită și se miră. Ceva s-a întâmplat. Cu alții însă Dumnezeu lucrează în timp, El știe de ce, și câteodată ne descoperă și nouă. Și pas cu pas, El lucrează la transformarea și la modelarea noastră. În paranteză, fie mândrit să spun că eu mă regăsesc în a doua categorie. De multe ori mă gândesc la Iosif, copilul acela cu păr care parcă mioritic, care în ochii sătenilor mei trecea un copil liniștit, dar în mintea lui frământa, nu mai știe ce. Și s-au schimbat multe lucruri de atunci în viața mea. Și toate schimbările în bine, eu îi le datorez lui Dumnezeu. Să nu creadă cineva că acum mă crede săvârșit. Departe de mine gândul acesta. M-a rugat odată și a zis, Doamne, nu mă lăsa să mă cred ceea ce nu-s. M-aș face de râs. Numai eu, mintea mea, aș fi așa. Celălalt din jur m-ar vedea cum sunt. Nu mă lăsa să mă cred ce nu-s.
Ceea ce vreau să spun este că schimbările care au mai rămas și au mai rămas destul de multe, eu trag nădejde că Dumnezeu le va face și pe acelea, pentru că El ce începe duce la bun sfârșit. Și lui Iacov i-a spus, nu mă voi lăsa până când nu voi împlini tot ce ți-am făgăduit în noaptea aceasta. Iacov avea probabil vreo 45 de ani când era în această călătorie. Știți că fratele lui s-a căsătorit cu două fete din poporul hitiților la 40 de ani. Erau gemeni. Trecut o vreme și după căsătoria fratelui său la 40 de ani, pe el părinții l-au sfătuit, au văzut ce s-a întâmplat în căsnicia lui Lot și pe el părinții l-au sfătuit. Tu să nu-ți iei nevastă de aici. Tu să te duci în casa unde a crescut mama ta. Și de acolo să-ți iei soție. Să știți, m-am întrebat, oare de ce l-a trimis într-o călătorie atât de lungă să-și aducă nevastă de acolo? Iacov ar fi putut să spună, tată, călătoria asta mi-a prea mult timp. Îs foarte ocupat. Ce-au astea de aici? Care-i baiul cu ele? Esau nu și-a pus problema asta. El a luat fără să întrebe. Însă, ăsta la cel puțin în problema asta, l-a ascultat, i-a ascultat pe părinții lui. Și aș vrea să scot și de aici o învățătură, o aplicație tinerilor. Aseară m-am întâlnit cu voi și v-am vorbit despre unele lucruri foarte delicate și spuneam că dacă Domnul mă va ajuta, la următoare întâlnire, nu știu când va fi, aș vrea să vorbim și despre pregătirea pentru căsătorie. Și când spun pregătire, nu mă refer la lucrurile acestea pământești. Aș vrea să vă spun că multe sfaturi bune în privința aceasta le puteți primi de la părinții voștri dacă veți vrea să ascultați de ei. Au ceva în plus față de voi. Școala vieții. Și Isaac și Rebecca n-au greșit când l-au trimis pe Iacov în călătoria aceasta. Întrebarea rămâne în picioare. De ce l-a trimis acolo atât de departe? Cineva îmi spune, pentru că ăia din Haran avea o credință mai sănătoasă. Să vă gândiți bine înainte de a răspunde. Pentru că soțiile pe care și le va lua de acolo, cel puțin una dintre ele, a răvnit la idolii tatălui său. Și în casa de unde el își va lua soții, pentru că așa a fost atunci, idolatria nu era ceva străin. Nu cred că ăsta a fost motivul. Cred că a fost un altul. Probabil că la întrebarea aceasta răspunsul o să vină mai târziu. Dar ceea ce este important este că atunci când a plecat în călătorie, el a plecat sub binecuvântarea părinților. Și iarăși un lucru foarte important, atunci când tinerii pleacă de acasă, din casa părintească, când dintr-un motiv sau dintr-altul zboară din cuib, cu propriile aripi. Foarte important să plece sub binecuvântarea părintească. Asta înseamnă o relație bună cu părinții. Și, repet, avea 45 de ani. 45 de ani, încă să mai asculte părinți, la unii le greu la 12 ani să asculte. De asta au ascultat. Și pentru că a plecat sub binecuvântarea părintească, a venit un moment în care Dumnezeu i s-a descoperit. A ajuns, probabil în prima seară de când a plecat de acasă din Berșeba, sau poate să fi trecut câteva zile, Biblia nu ne precizează, am să cercetez harta să văd ce distanță este între Berșeba și Betel. S-ar putea să fie o distanță foarte mare, nu-i de parcurs într-o zi. Dar a ajuns într-un loc care părea să fie pustiu și acolo și-a pus o piatră căpătâi. Nu știu, Biblia nu-mi spune dacă s-a rugat înainte de a se pune. Câtă vreme va fi fost în casa părinților, poate că s-a rugat de ochii lor.
Dar aici nu citim despre așa ceva. Dumnezeu îi vorbește noaptea aceea, îi se descopere și arată o scară care lega cerul de pământ. Și aș vrea să vă spun că uneori Dumnezeu se folosește de visele noastre pentru că peste zi suntem atât de ocupați încât nu ne reglăm radioul personal pe lungimea de undă al lui Dumnezeu să poată comunica cu noi. Dumnezeu caută momente în care să fim relaxați, gândurile noastre să nu alerge de colo-colo pe toate coclaurile. Dumnezeu a ales să folosească aceste manifestări ale subconștientului omenesc pentru a ne transmite câteodată mesaje din partea Lui. Și Iacov îl vede pe Dumnezeu la capătul de sus al stării. Iarăși, într-o paranteză, am să vă spun că m-am uitat într-un comentariu biblic. Am dat peste un comentariu amplu, vreo 1700 de pagini, scris de un colectiv de doctori în teologie. În dreptul pasajului acestuia aveau un comentariu destul de scurt. Aproape tot comentariul respectiv era dedicat unei dezbateri. Ce fel de scară era aceea? Unii au spus, era o scară din asta obișnuită, pe care se urcă oamenii când repară acoperișul, cetârnele. Alții au spus, nu se poate, pe o asemenea scară nu poți să mergi în dublu sens și să urci și să cobori. O să o scară din asta, cum avem în casele noastre, o scară interioară, o scară ca și în templele de atunci, în ziguratele din Mesopotamia. Ce vreau să spun este că oamenii aceștia băteau câmpii. Și am zis, nu vreau să fiu doctor în teologie de felul acesta. Acolo Dumnezeu transmitea un concept, o legătură permanentă a cerului cu pământul. Și oamenii de multe ori pierd din vedere lucrul acesta. Cerul este în legătură permanentă cu pământul. De pe pământ, îngerii lui Dumnezeu aduc la cer rapoarte despre ce se întâmplă aici. Și apoi, când Dumnezeu îi trimite în lumea locuită de fiii oamenilor, îngerii se coboară și duc la îndeplinire planurile lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu. Un astfel de înger a fost trimis atunci când Daniel a fost aruncat în groapa cu lei. Zice el împăratului în urmă, Dumnezeu a trimis pe îngerul său și îngerul a venit și a închis gura leilor, împărate. Și sunt încredințat că îngerii lui Dumnezeu, deși poate vă îndoiți de lucrul acesta, sunt prezenți și la părtășiile noastre. Iau aminte la ce se spune din locul acesta, iau aminte la cum se primește ce se spune din locul acesta. La hotărârile pe care poate le luați în inima dumneavoastră, la indiferența cu care ascultați, totul se notează. Pentru că lumea noastră și lumea lui Dumnezeu sunt într-o permanentă legătură și comunicare. Aș vrea să vă spun că dacă în seara aceasta ar fi trebuit să vorbesc, să țin un mesaj, nu eram planificat să vorbesc, dar dacă în seara aceasta ar fi trebuit să vorbesc din cuvântul ăsta, să am mesajul de bază, aș fi vorbit despre ce a spus Iacov după ce s-a trezit din somn. Mai întâi a vorbit Dumnezeu și pentru că vorbea în timpul visului, în timpul somnului lui Iacov, Dumnezeu a spus ce avea de spus cu privire la el. Iacov a auzit și dimineața când s-a trezit, toate lucrurile acestea erau proaspete în minte. Mesajele pe care Dumnezeu ți le dă prin vis sunt din acelea care te marchează așa de puternic încât în dimineața următoare le ții minte. Cele mai multe vise de ale noastre se nasc, e adevărat, din mulțimea îngrijorărilor și puține dintre ele ni le mai amintim dimineața. Dar atunci când visul vine din partea lui Dumnezeu dimineața, ești atât de marcat de el, încât e primul lucru la care te gândești. Primul lucru care îți vine în minte și te face să iei hotărâri noi. Știți care sunt primele două cuvinte pe care le spune Iacov când se dezmeticește înainte de a-și băia cafeaua? Zice el, cu adevărat. Știți ce-mi spun mie cuvintele acestea? Pentru Iacov a sosit momentul ca îndoierile să fie îndepărtate și înlocuite cu certitudini. Până aici i-au vorbit părinții, tata, mama,
Poate am mai auzit și pe unii slujitori pe acolo prin casă vorbind despre Dumnezeu. Și așa ca, să zicem, cei mai mulți dintre noi au oscilat. A avut momente în care a crezut și a avut momente în care s-a îndoit. Dar a venit un moment în care El a zis, e adevărat. E adevărat, Dumnezeu este prezent. Când părinții s-au rugat pentru mine ca Dumnezeu să fie cu mine în călătorie, iată, văd rezultatul. Aș vrea să vă spun, Dumnezeu ascultă rugăciunile părinților pentru copii. Și vine un moment în care îndoielile din inima copiilor sunt înlocuite cu certitudine. Și mă rog ca Dumnezeu să se ocupe de inima tuturor tinerilor din locul acesta. Știu că au uneori rețineri și nu îndrăznesc să ne împărtășească îndoierile lor, frământările lor. Dar știu pe cineva care le poate spulbera și le poate înlocui cu certitudini și acela este Dumnezeu. Dumnezeu să li se descopere la toți. Amin. Aș vrea să vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare în seara aceasta și părtășia din casa lui Dumnezeu, din locul acesta, să o încheiem cu o rugăciune. Aș vrea să fie o rugăciune de mulțumire. Ziua de astăzi, pentru fiecare dintre dumneavoastră, a fost zi de îndurare din partea lui Dumnezeu. Este cineva care putea să spună nu? Pentru fiecare a fost zi de îndurare. Și apoi, în fața noastră stă o săptămână. Vom alerga în toate părțile. Și am vrea ca Dumnezeu să fie cu noi. Să fie Dumnezeu cu copiii noștri. Și apoi să ni se descopere, să ne ajute să ne bucurăm de prezența lui. Amin.